Hai, bună ziua și bine v-am găsit în ziua 4. Filmez cu telefonul pentru că mă duc până la magazin să cumpăr ceva și m-am trezit la ora 12. Nu, prima dată m-am trezit la ora 7. După care am zis că mai stau un pic și mă duc până la supermarket și m-a luat somnul și m-am trezit la 12. Da. Așa că mă duc doar aici aproape, avem un magazin românesc și da, mă duc să văd să iau ceva. Ok, m-am oprit un pic în stația de autobuz pentru că bate vântul și nu-mi place, am impresia că nu mă aud bine când vorbesc. Ideea e în felul următor. Am impresia că nu mai trece odată timpul ăsta, parcă e deci e ce mai greu. Și nu neapărat că trebuie să stau fără internet, dar am alte vloguri pe care trebuie să le filmez, dar pentru care îmi trebuie internet automat. Și da, parcă nu mai trece timpul ăsta. Da, trebuie să mai rezist un pic. Inițial am vrut să renunț, jur, am vrut să renunț, am zis că nu mai pot, îmi bag picioarele în el. Aia e, nu-i primul challenge pe care l-am picat. Da. Dar Cosmin a zis că hai că poți și atunci, da, într-adevăr pot, trebuie doar să vrei. Și da, cum ziceam, acum mă duc până la magazin, cumpăr ceva să mâncăm, o să mâncăm ceva și mai târziu vrem să vă arătăm cum e cu jucăria aia de tenis pe care am comandat-o de pe Amazon și să vedem, să o testăm, să vedem dacă cum funcționează. Da, hai că mă duc la magazin și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Mamă, în ultimele două zile nu m-am simțit deloc bine. Am făcut insolație, îmi doare capul de nebunesc și mi-e somn într-una. Am dormit până acum, e ora 5. Era vreo două și ceva când m-am dus la magazin. M-am întors, n-am mâncat nimic. Nici Cosmin, nici eu. Pur și simplu m-am pus să dorm, el se uită la televizor și acum m-am trezit, am făcut ceva să mănânc, niște ouă cu brânză feta și pe pâine expandată și niște pateu vegetal cu ardei și niște roșii. Asta e prima mea masă pe ziua de azi și dacă stau să mă gândesc bine, cred că e și ultima. Și ieri tot așa, am mâncat doar o singură masă pe zi. Știu că nu e foarte, foarte bine, dar nu sunt genul de persoană care să mănânc mult. Adică să zici că nu mănânc astăzi decât o masă pe zi și mâine mănânc 5 mese. Nu, eu sunt constantă. Ori mănânc mereu 3-4 mese pe zi, zic și eu un exemplu acum, ori mănânc doar o masă pe zi. Da, o să mănânc puțin și după aia o să ies un pic să iau niște aer, că acum s-a mai lăsat răcoare, dar pe timpul zilei, până pe la 5, e dezastru total, e un cald de nu poți să respiri și da. Da, ne vedem mai târziu. Din vlogul ăsta chiar n-am făcut nimic, adică din ziua asta, doamne, am dormit aproape toată ziua. M-am trezit la 12, m-am dus la magazin, iar am dormit până acum la 5, mai stau câteva ore, iar mă pun să dorm, adică, da, hai ne vedem mai târziu. Sper să reușim să folosim și drăcea aia de jucărie cu tenisul, dacă nu, o facem mâine, vedem. Mai avem timp. Vă las locul să mănânc și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Hai, bună ziua și bine v-am găsit în ziua 4. Filmez cu telefonul pentru că mă duc până la magazin să cumpăr ceva și m-am trezit la ora 12. Nu, prima dată m-am trezit la ora 7. După care am zis că mai stau un pic și mă duc până la supermarket și m-a luat somnul și m-am trezit la 12. Da. Așa că mă duc doar aici aproape. Avem un magazin românesc. Și
că mă duc să văd să iau ceva. Ok, m-am oprit un pic în stația de autobuz pentru că bate vântul și nu-mi place, am impresia că nu mă aud bine când vorbesc. Ideea e felul următor. Am impresia că nu mai trece odată timpul ăsta, parcă e de ce mai greu. Și nu neapărat că trebuie să stau fără internet, dar am alte vloguri pe care trebuie să le filmez, dar pentru care îmi trebuie internet automat. Și da, parcă nu mai trece timpul ăsta și da, trebuie să mai rezist un pic. Inițial am vrut să renunț, jur, am vrut să renunț, am zis că nu mai pot, îmi bag picioarele în el. Aia e, nu-i primul challenge pe care l-am picat. Da, dar Cosmin a zis că hai că poți. Și atunci, da, într-adevăr pot, trebuie doar să vrei. Și da, cum ziceam, acum mă duc până la magazin, cumpăr ceva să mâncăm. O să mâncăm ceva și mai târziu vrem să vă arătăm cum e cu jucăria aia de tenis pe care am comandat-o de pe Amazon. Și să vedem, să o testăm, să vedem dacă cum funcționează. Da, hai că mă duc la magazin și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Mamă, în ultimele două zile nu m-am simțit deloc bine. Am făcut insolație, îmi doare capul de nebunesc și mi-e somn într-una. Am dormit până acum, e ora 5, era vreo 2 și ceva când m-am dus la magazin, m-am întors, n-am mâncat nimic, nici Cosmin, nici eu. Pur și simplu m-am pus să dorm, el se uită la televizor și acum m-am trezit, am făcut ceva să mănânc. Niște ouă cu brânză feta și pe pâine expandată și niște pateu vegetal cu ardei și niște roșii. Asta e prima mea masă pe ziua de azi și dacă stau să mă gândesc bine, cred că e și ultima. Și el tot așa, am mâncat doar o singură masă pe zi. Știu că nu e foarte, foarte bine, dar nu sunt genul de persoană care să mănânc mult, adică să zici că nu mănânc astăzi decât o masă pe zi și mâine mănânc 5 mese. Nu, eu sunt constantă, ori mănânc mereu 3-4 mese pe zi, zic și eu un exemplu acum, ori mănânc doar o masă pe zi. Da, o să mănânc puțin și după aia o să ies un pic să iau niște aer, că acum s-a mai lăsat răcoare, dar pe timpul zilei, până pe la 5 e dezastru total, e un cald de nu poți să respiri și da. Da, ne vedem mai târziu. Din vlogul ăsta chiar n-am făcut nimic, adică din ziua asta, doamne, am dormit aproape toată ziua. M-am trezit la 12, m-am zis la magazin, iar am dormit până acum la 5, mai stau câteva ore, iar mă pun să dorm, adică da. No, hai, ne vedem mai târziu. Sper să reușim să folosim și drăcia aia de jucărie cu tenisul. Dacă nu, o facem mâine. Vedem. Mai avem timp. Vă las, vă pun să mănânc și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Ce faceți voi când sunteți stresați și supărat pe viață? Mai ales că nu puteți folosi internetul. Unii citesc, alții aleargă, unii se dau capă de pereți. Ei bine, eu astăzi, fiind foarte stresată, asta nu vedeți, fiind foarte stresată, m-a săturat de viața asta. Deși este ora 9:30 seara, e bine, eu nu țin cont de chestia asta și voi mânca. Ce fac eu când sunt stresată? Mănâncă înghețată. Am făcut și o rimătate. Ce fac eu când sunt stresată? Bag într-una înghețată. Mamă, ce... Ce mai, mă? Da. Înghețata asta am primit-o de la Pizza Hut. Mi-am cumpărat odată Pizza Hut și... Da, am primit-o. Și astăzi am zis să văd cum e. Ca să... E foarte bună. Înghețată albă cu
ciocolată. Da. N-am mai apucat să ne jucăm astăzi. Cred că ne jucăm mâine, dar nici nu mai pun accent pe chestia asta. Dacă ne jucăm, nu. Dacă nu, când o să ne jucăm cu ea, o să vă arăt. Da. Vă las aici, că încă mi-este somn, dar o să mă bag la un film. Am găsit un serial fain. Queen of the South. Și ne vedem mâine în episodul cu ziua a 5-a. Da, hai, v-am lăsat, pa, pa. Hai, bună ziua și bine v-am găsit în ziua a 4. Filmez cu telefonul pentru că mă duc până la magazin să cumpăr, ceva și m-am trezit la ora 12. Nu, prima dată m-am trezit la ora 7. După care am zis că mai stau un pic și mă duc până la supermarket și m-a luat somnul și m-am trezit la 12. Da. Așa că mă duc doar aici aproape. Avem un magazin românesc. Și da, mă duc să pot să iau ceva. Ok, m-am oprit un pic în stația de autobuz pentru că bate vântul și nu-mi place, am impresia că nu mă aud bine când vorbesc. Ideea e în felul următor. Am impresia că nu mai trece odată timpul ăsta. Parcă e de ce mai greu. Și nu neapărat că trebuie să stau fără internet, dar am alte vloguri pe care trebuie să le filmez, dar pentru care îmi trebuie internet automat. Și da, parcă nu mai trece timpul ăsta. Și da, trebuie să mai rezist un pic. Inițial am vrut să renunț, jur, am vrut să renunț, am zis că nu mai pot, îmi bag picioarele în el. Aia e, nu-i primul challenge pe care l-am picat. Da, dar Cosmin a zis că hai că poți. Și atunci, da, într-adevăr pot, trebuie doar să vrei. Și da, cum ziceam, acum mă duc până la magazin, cumpăr ceva să mâncăm. O să mâncăm ceva și mai târziu vrem să vă arătăm cum e cu jucăria aia de tenis pe care am comandat-o de pe Amazon și să vedem, să o testăm, să vedem dacă cum funcționează. Da, hai că mă duc la magazin și ne vedem mai târziu. Pa, pat! Mamă, în ultimele două zile nu m-am simțit deloc bine. Am făcut insolație, îmi doare capul de nebunesc și mi-e somn într-una. Am dormit până acum, e ora 5, era vreo 2 și ceva când m-am dus la magazin, m-am întors, n-am mâncat nimic, nici Cosmin, nici eu, pur și simplu m-am pus să dorm, el se uită la televizor și acum m-am trezit, am făcut ceva să mănânc, niște ouă cu brânză feta și pe pâine expandată și niște pateu vegetal cu ardei și niște roșii. Asta e prima mea masă pe ziua de azi și dacă stau să mă gândesc bine, cred că e și ultima. Și el tot așa, am mâncat doar o singură masă pe zi. Știu că nu e foarte, foarte bine, dar nu sunt genul de persoană care să mănânc mult, adică să zici că nu mănânc astăzi decât o masă pe zi și mâine mănânc 5 mese. Nu, eu sunt constantă, ori mănânc mereu 3-4 mese pe zi, zic și eu un exemplu acum, ori mănânc doar o masă pe zi. Da, o să mănânc puțin și după aia o să ies un pic să iau niște aer, că acum s-a mai lăsat răcoare, dar pe timpul zilei, până pe la 5, e dezastru total, e un cald de nu poți să respiri și da. Da, ne vedem mai târziu. Din vlogul ăsta chiar n-am făcut nimic, adică din ziua asta, doamne, am dormit aproape toată ziua. M-am trezit la 12, m-am dus la magazin, iar am dormit până acum la 5, mai stau câteva ore, iar mă pun să dorm, adică da. Da, hai ne vedem mai târziu. Sper să reușim să folosim și drăcea aia de jucărie cu tenisul. Dacă nu, o facem mâine. Vedem. Mai avem timp. Vă las-o cum să mănânc și ne vedem mai târziu.
Pa, pa. Ce faceți voi când sunteți stresați și supărat pe viață, mai ales că nu puteți folosi internetul? Unii citesc, alții aleargă, unii se dau capul de pereți. Ei bine, eu astăzi, fiind foarte stresată, asta nu vedeți, fiind foarte stresată, m-am săturat de viața asta. Deși este ora 9:30 seara, e bine, eu nu țin cont de chestia asta și voi mânca. Ce fac eu când sunt stresată? Mănâncă înghețată. Am făcut și o rimătate. Ce fac eu când sunt stresată? Bag într-una înghețată. Mamă, ce... Ce mai, mă? Da. Înghețata asta am primit-o de la Pizza Hut. Mi-am cumpărat odată Pizza Hut și... Da, am primit-o. Și astăzi am zis să văd... să văd cum e. Ca să... E foarte bună. Înghețată albă cu ciocolată. Da. N-am mai apucat să ne jucăm astăzi. Cred că ne jucăm mâine, dar nici nu mai pun accent pe chestia asta. Dacă ne jucăm, nu. Dacă nu, când o să ne jucăm cu ea, o să vă arăt. Da. Vă las aici, că încă mi-este somn, dar o să mă bag la un film. Am găsit un serial fain. Și ne vedem mâine în episodul cu ziua a 5-a. Da. Hai, v-am lăsat. Pa, pa.